Burduja face apel la calm. Acesta declară că nu există riscul unei pene de curent generalizate, ci vorbim doar de probleme punctuale. Între timp, românii care se confruntă cu pene de curent pot primi compensații. Detalii vin chiar acum de la colega mea, Alina Delcea. Alina, bun găsit! Despre ce sume vorbim și ce ar trebui să facă oamenii care vor acești bani? Bine v-am găsit. Românii care se confruntă cu pene de curent pot primi de la maximum 50 de lei pe lună pentru locuri de consum de joasă tensiune, până la maximum 300 de lei pe lună pentru înaltă tensiune. Aceste compensații, atunci când vorbim despre nerespectarea indicatorilor de performanță, se acordă direct de operatorul de distribuție, fără să fie nevoie vreo solicitare. Plata compensației nu înseamnă să știți că nu puteți în continuare să cereți despăgubiri în cazul în care au fost și daune ca urmare a penelor de curent. ANRE a stabilit și intervalele în care se poate acționa pentru restabilirea distribuției de curent electric. Vorbim de 4 ore în cazul municipiilor reședință de județ, iar termenul poate ajunge până la 72 de ore în cazul în care este și vremea nefavorabilă. După întâlnirea pe care mai devreme Sebastian Burduja a avut-o cu producătorii de energie, a dat asigurări că nu există riscul unei pene de curent generalizate, unui așa numit blackout, însă într-adevăr ne putem confrunta cu pene de curent punctuale și, spunea ministrul energiei, experții au acționat prompt astfel încât să restabilească distribuția de energie în cel mai scurt timp posibil. Sebastian Burduja atrăgea atenția că țara noastră funcționează cu echipamente din anii 1950 și nu este de mirare că ne confruntăm cu astfel de probleme într-o perioadă caniculară. Mai spunea ministrul energiei, ar fi bine să încercăm și noi de acasă, fiecare în parte, să reducem într-un fel consumul de energie, să învățăm cum să consumăm, de fapt. Spunea de pildă că ar fi bine să menținem aerul condiționat pe parcursul întregii zile, între 24, 25 și 26 de grade chiar, nu să alegem să-l pornim doar seara atunci când ajungem acasă și să-l dăm la maximum. De asemenea, ideal ar fi să nu folosim consumatori mari, precum mașina de spălat, în intervalul 18-23. De ce? Pentru că acela este vârful de consum. Nu se produce energie, însă se consumă foarte mult. Ministrul Energiei spunea că ia în considerare să implementeze o schemă astfel încât românii care învață să consume eficient energie electrică, învață să consume puțin, să fie răsplătiți cumva, să plătească mai puțin decât cei care nu țin cont de intervalul la care folosesc energia electrică și sunt astfel de scheme de premiere cumva a unora dintre consumatori în mai multe țări, precum Statele Unite, Australia, Marea Britanie, Spania. Nu există motive de a ne teme de pene de curent generalizate, de blackout sau alte scenarii vehiculate în spațiu public. Nu sunt motive de panică. Există avarii locale, suntem la curent, operatorii de distribuție au intervenit prompt, sunt reacții corecte din teren. În cazul unor consumatori de tipul spitalelor, vă reamintesc că ei trebuie să aibă aceste generatoare, așa este legea. Acolo unde nu merg, trebuie căutați și pedepsiți cei vinovați. Operatorii de distribuție, inspectoratul pentru situații de urgență sunt la dispoziție să ajute. Dar rolul și răspunderea aparțin spitalelor în primul rând și altor consumatori de acest fel. Și totuși e o realitate, pe fondul consumului ridicat de energie din cauza temperaturilor extreme, autoritățile avertizează asupra posibilelor pene de curent și ne sfătuiesc să reducem consumul. Zilele acestea caniculare, aparatul de aer condiționat este unul dintre marii consumatori de energie electrică din case. Iată totuși câteva sfaturi utile care vă pot ajuta să faceți economii, chiar dacă folosiți aparatul de aer condiționat pentru mai multe ore pe zi. Sunt măsuri simple, dar eficiente. În primul rând, iată, nu spălați rufe sau vase seara. Este recomandat să evitați utilizarea mașinilor de spălat și altor aparate electrocasnice mari în această perioadă, pentru că este un consum de energie la cote maxime atunci. O altă soluție ar fi să setați aparatul de aer condiționat la o temperatură ceva mai mare. Pentru a reduce consumul de energie, termostatele ar trebui setate între 24 și 26 de grade Celsius. De asemenea, este recomandat să folosiți ventilatoare pentru a răci locuința, pentru a nu supra-solicita
sistemele de climatizare. Iar specialiștii chiar asta ne recomandă, de fapt, să utilizăm surse alternative de răcire. Adică, în loc să folosim aerul condiționat în mod constant, să încercăm să răcorim locuința prin metode naturale, cum ar fi ventilarea corespunzătoare și utilizarea jaluzelelor pentru a bloca razele solare. Un alt sfat ar fi să reducem în orele de vârf utilizarea aparatelor electrocasnice mari, cum ar fi cuptoarele sau uscătoarele de rufe. Revenind totuși la aparatul de aer condiționat, în special pe timp de vară, acesta este unul dintre cei mai mari consumatori de energie electrică din casă și o știm deja. Așadar, ar fi bine să știți cât consumă și ce costuri ne aduce. Dacă, de pildă, achiziționați acum un aparat de aer condiționat, trebuie să optați pentru unul cu o clasă energetică mai bună. Deși e mai scump, în timp, costul va fi mai mic.